kiss, 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 mich da der Flur schick. Kiss, 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 nice in der Schöne Tee. Kiss, 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 mich da der Flur schick. Mama, lass dein netter Spune, aber sicher reich ich mich. So pissig, ein Furi, was das Schimmel in der Schöne Tee. Mama, lass dein netter Spune, aber sicher reich ich mich. Seara și bine m-am regăsit, dragi telespectatori. V-am prezentat în deschiderea emisiunii pe micuța
Maria Jurable de aici, de la noi din Roman, și pentru că sunt așa puțin nostalgică, am dat o căutare pe internet și după cum ați văzut și dumneavoastră, am descoperit-o pe Maria Jurable atunci când ea era foarte, foarte micuță. Cred că telespectatorii noștri o știu deja pentru că este foarte cunoscută atât pe plan local cât și pe plan național, dar haideți să-i spun bună seara și în direct Mariei Jurable. Bună seara și bine ai revenit la noi în studio. Maria, câți anișori ai tu acum? Eu am 10, dar peste o lună așa? O să împlinesc 11. 11 ani? Doamne, pe cât împlinești tu? Pe 10 martie. Pe 10 martie împlinești 11 ani. Așa de mare ești tu, da? Ați văzut-o în deschidere pe Maria atunci când avea 4 anișori. În prima filmare era la primul ei concurs. Îți amintești când aveai tu 4 anișori, când ai participat la primul tău concurs, unde a fost? A fost la Lucky Kids tot în Roma. Da, în Roma la Lucky Kids a fost, bineînțeles că își amintește că s-a uitat și ea la aceste filmări. Era foarte, foarte micuță, dar era și foarte, foarte drăgălașă, foarte frumoasă și foarte talentată. Nu că acum n-ar fi, dar lăsăm telespectatorii să spună acest lucru. Apoi ați urmărit-o la 5 anișori evoluând pe scena de la Next Star, de la Antena 1. A avut o evoluție foarte rapidă pentru că, fiind atât de micuță, a fost remarcată pe plan național, talentul ei a fost remarcat, carisma ei, prezența ei a fost remarcată și așa cum erau preselecțiile pentru Next Star foarte, foarte riguroase, foarte grele, foarte mulți copii din întreaga țară doreau să ajungă acum câțiva ani pe scena de la Next Star, Maria a reușit cu brio și ați văzut cât de frumoasă a fost, ce minunat, ce minunăție de copil a prezentat Romanul la Antena 1. Cum a fost, Maria? Îți mai amintești la Next Star? Păi a fost un moment în când m-am rotit și era să cad. Și foarte interesant a fost că fix la sfârșit, când trebuia să fac cel mai frumos final, am uitat din versuri. Ai uitat, dacă aveai 5 anișori, nu? Dar cum a fost experiența aia pentru tine? Cine a fost în jurul? Parcă Pepe, nu? Connector, Laura, Maria și... Maria Cârneci, da. Cum a fost această experiență pentru tine? Cum ți s-a părut? Îți mai amintești? Păi, cu siguranță îți amintești că a fost un moment de neuitat din cariera ta muzicală. A fost unul din cele mai frumoase, deoarece a fost cel mai mare concurs unde am fost. Sau... Ne uităm așa în cameră să vadă telespectatorii. Și... unul din cele mai mari concursuri, nu? Televizate, că așa tu ai mai fost la foarte multe concursuri în țară, dar acesta a fost un concurs televizat și unul din cele mai mari concursuri, cel mai mare concurs televizat, nu? De la noi din țară. Țin minte că am făcut un interviu și în interviul ăla a fost atât de amuzant. Te-ai maturizat tu așa, da. După o săptămână de repetiții, pentru că, după cum îmi amintesc, cam o săptămână au durat repetițiile la București, foarte obositor, dar tu ai rezistat, eroic, nu? Mm. Și a fost și foarte, foarte frumos. Anii au trecut, tu ai continuat să cânți și, bineînțeles, și acum când ai ajuns la 11 ani. Cum s-a desfășurat activitatea ta muzicală după acest Next Star? Păi, am vrut să continui și să văd dacă sunt mai tare decât cred eu că pot și nu am înșelat și da, o să continui. Continui cu muzica, nu? Da. Da, tu ce visezi așa să faci mai departe? Eu aș visez
să mă țin mai mult pe să mă țin mai mult pe o meserie mai plăcută de mine, adică ingineria. Te ne uităm în cameră așa, da. Te uiți așa în altă parte, să ne vadă respectatorii. Vrei să te faci inginer? Da. Și părinții ce spun de această opțiune a ta? Ar fi foarte interesant. Da? Dar de ce ți se pare interesant așa pentru meseria de inginer? Materia mea preferată e matematica și vreau să fiu de electronice. Uh-huh. Inginer electronist. Așa. Da. Și cu muzica? Muzica îmi place foarte mult, dar poate o să am alte decizii când o să fiu mare. Nu știu mai exact. Nu văd viitor. Corect. Dar așa cum spuneam, ce spun părinții tăi? Eu mă gândeam că te duci spre o carieră juridică. Așa te faci o avocat, o avocată cunoscută, nu? Tata e avocat și avea... Deci, 80% din casă sunt numai acte. Să avem foarte multe acte. A, și nu suporți actele, nu? Mm-mm. Vrei doar... Fișe. Sunt foarte multe fișe. Așa, și? Dar și la matematică nu sunt... Alea le pot arunca fără nicio problemă. Da? Așa. Ce ai făcut în toți anii aceștia? Ai mers la concursuri, nu? În afara faptului că, după cum observați, ai rămas același copil inocent, da? Același copil frumos și să te bucuri în continuare de această inocență a ta și nu te-ai maturizat așa cum sunt unele domnișoare din zilele de astăzi și este foarte important acest lucru. Încă visez, nu? Bine, cu toții visăm în viață, dar tu încă visezi foarte, foarte frumos și sper ca și visele tale să se îndeplinească. În tot acești ani, ce ai făcut tu? Hai să vorbim așa pe plan artistic. Ai mers la concursul? Hai, spune telespectatorilor, că de asta te-am invitat aici. Să le spui celor care ne privesc și care te privesc. Păi, mai mult m-am ținut... Bă, să-mi crezi... M-am ținut mai mult pe niște melodii mai rock, pentru că notele înalte le ating mai bine și la cele lente mai mult îmi plac piesele astea, acele, da? Melodii care au note mai mult înalte. Îți permite vocea ta, da. Nu? Notele joase încă nu le-am putut aranja când trebuie. Avem timp, nu? Așa, până la 18 ani, 19 ani avem timp să atingem și notele grave, notele înalte, notele joase, nu? Și repertoriul tău este format din piese lente, după cum ai spus, nu? Când ce ai în repertoriu? Piese românești, piese străine, ce ai în repertoriul tău? Păi, am o piesă care am gândit-o la un concurs, se numește Never Enough. Așa. Am o melodie. Și dacă ai fost la concurs cu Never Enough, ce primă ai obținut? Am obținut premiul 2 pentru că eu eram la secțiunea măscuțe muzicale custom și trebuia să mă costumez în actrița care joacă în filmul There Is Man. Nu mai știu exact cum se numește. Filmul în care se cântă această piesă, da? The Rope Is Man, parcă. Da. Filmul Never, cu piesa... Never Enough. Never Enough. Și dacă tot am vorbit de această piesă, Never Enough, haide, dragi telespectatori, să o ascultăm pe Maria Juravle și după care vom mai discuta cu ea. Never Enough cu Maria Juravle. Louder now, can you hear? Echoing,
Am revenit, dragi telespectatori, ați văzut evoluția Mariei și cu siguranță v-ați dat seama cât de mult a evoluat în acești ani. Cum cânta când era micuță, când avea 4 anișori și iată cum a ajuns să interpreteze aceste piese foarte grele. Piesa Never Enough este o piesă de repertoriu internațional foarte grea, dar, așa cum spunea Maria, își permite, este foarte talentată, un copil foarte talentat, cu o voce deosebită, trebuie să muncească ea mai mult, dar ea promite tot timpul că va munci mai mult și cu siguranță va ajunge acolo unde își dorește. Haideți să mai vorbim puțin, Maria, despre festivalul Lucky Kids, da? De la Roman, care se va desfășura luna viitoare, în martie, 23-24 martie, la Roman, da? Suntem la a 7-a ediție. Și tu ce vei face la acest festival? Păi o să fiu jurat junior, deoarece am câștigat concursul Lucky Kids. Anul trecut, la concursul Lucky Kids, ai câștigat trofeul la categoria ta de vârstă și anul acesta ai fost propusă, bineînțeles, câștigând trofeul, da, cel mai mare premiu la categoria de vârstă, să participi la în jurul copiilor, da? Ce știi tu despre acest jur al copiilor? Ce vei face tu ca component al jurului copiilor? Voi fi atentă la detalii, de exemplu, să văd tonalitatea, tempoul, dansul, nu știu mai exact termenii folosiți. Ai spus foarte bine, ai punctat bine, deci vei fi foarte atentă la cum interpretează copiii piesa în concurs. Vei juriza copii cu vârste cuprinse între? 10 și 5 anișori, 5-4 anișori, nu știu dacă vor fi și copii de 4 anișori care se vor înscrie la concurs, înscriere continuă. Și deci copii între 4 și 10 ani tu vei juriza. Ce crezi tu sau ce îți place ție să vezi atunci când privești un copil evoluând într-un concurs? Îmi place să văd dans, dacă e o melodie mai ritmată. Da, și îmi place foarte mult să văd o tonalitate foarte frumoasă, să fie degradare între note. Tu ce vrei să spui? Că vei analiza copiii din punct de vedere al ambitusului, adică cât de mult ating, unde se ridică la note, unde coboară sau cum? Vreau să fie armonie între note, să se audă frumos, să fie mai frumos într-un fel. Interesant. Interesant, deci îți plac copiii care spun ceva pe scenă, să fie interesant, nu? Da, să aibă o mimică, să-ți transmită emoțiile. Așa este, da, foarte frumos. Este foarte important, nu? Să transmitem ceea ce cântăm, nu? Și cu cine vei juriza? Alături de ce cunoști ceilalți membri ai jurului? Da, o să jurizez împreună cu Giulia Dancă. Așa. Care a câștigat Mamaia Copiilor și Sofia, care a câștigat Sofia Damian trofeul adolescent, da, de anul trecut la festival, și Ana Maria Pița, cunoscută publicului nostru, care va fi și prezentatoarea acestui festival, are acum 20 de ani, vine de la facultate și ne va încânta cu prezența ei. Eu îți doresc succes, Maria, și pentru că am ascultat-o pe Maria Juravle cântând în limba engleză, haideți în final primei părți a acestei emisiuni să o ascultăm cu o piesă în limba română. Vei interpreta piesa?
Hei, spune tu. O piesă foarte, foarte ritmată și care îi se potrivește de minune Mariei Jurable. Vă doresc vizionare plăcută și nu uitați, în partea a doua ne întâlnim cu alți și alți copii talentați din orașul nostru. Florile și să-mi dea